Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Ne aplecăm asupra problemelor din învățământ, mai degrabă la partea mai bună a lucrurilor. Fiind început de an, avem vești bune, chiar de ultimă oră. De altă dar în studioul nostru avem pe doamna profesor Nela Van Zidel, inspector școlar general adjunct. Sărmâile, bine ați revenit în primul rând. Mulțumesc de invitație, bună ziua, vă spun și eu. Fiind și prima emisiune din acest an, prin intermediul noastră, le urăm tuturor celor implicați în educația buzeană un sincer la mulți ani. Mulțumim din suflet. Și veniți de undeva, de unde ați adus și aduceți pentru publicul interesat vești bune din mai multe privințe, din mai multe perspective. Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Noi așa am încheiat cumva tacit un parteneriat, să spun, de promovare a învățământului profesional. Doresc să vă spun că astăzi am avut ședința Consiliului Local de Dezvoltare a Învățământului Profesional. Am avut ca și invitat pe responsabilul pe învățământul profesional al zonei de dezvoltare sud-est, căruia am prezentat proiectul inspectoratului școlar al planului de școlarizare. Aș dori să explic de fapt ce înseamnă plan de școlarizare, că nu toată lumea este familiarizată. Probabil că ascultătorii dumneavoastră nu toți sunt conectați la învățământ. Așa, doresc să vă spun că planul de învățământ înseamnă clasele pe care noi le propunem pentru anul școlar viitor, pe calificări și specializări, atât pentru învățământul liceal, teoretic, vocațional, cât și profesional și profesional dual. În emisiunea anterioară vă povesteam că până în anul 2020 învățământul la nivel național trebuie să aibă pondere 60%, să atingem, că nu cred că să ne apropiem de 60%, sigur că da, învățământ profesional și dual și tehnic, iar 40% teoretic și vocațional. Am încercat să ne apropiem cumva, că până în 2020 nu ar mai fi mult. Pot să vă spun că am făcut multe analize împreună cu colegii mei profesori directori de la partea teoretică cât și cele profesional. În dezbateri chiar cu cadre didactice, am consultat și părinți, am avut și ședință cu toți primarii din județul Buzău. De fapt, nu a fost special pentru învățământ, dar am fost invitată și atunci am prezentat cumva învățământul profesional dual, așa încât am putut creona un plan de școlarizare care, vă spun cu mândrie, astăzi a fost acceptat de cele de PS, adică Comitetul Local de Dezvoltare, unde ca și componență sunt agenți economici, reprezentanți ai sindicatelor, directori și președintele sunt eu, dar cu invitat domnul Mărginanu din zona de dezvoltare sud-est. A participat și primarul Constantin Tomă. Domnul primar, am avut o discuție cu dumnealui zilele anterioare, i-am prezentat proiectul de încadrare, a fost de acord, astăzi a pornit spre noi, însă nu știu ce probleme l-au întors din drum, deci efectiv nu a participat astăzi, dar știe despre ce e vorba și acum la dumneavoastră am venit chiar de la o ședință de la primărie și i-am mai prezentat încă o dată. Da, chiar ținem acest lucru pentru că să vă întreb de primarul Constantin Toma, deoarece este evident că fără autoritățile din primărie nu puteți să duceți la bun sfârșit sau nu puteți să-l aplicați acest plan de școlarizare, pentru că el, pe lângă cifrele acelea, incumbă niște investiții, niște proiecții pentru anii următori. Pentru că a trebuit să luăm ca inspectorat școlar niște decizii care nu au fost populare și nu sunt populare, mi-am stabilit o strategie împreună cu echipa inspectoratului școlar și primul lucru am discutat cu domnul primar Toma la Buzău, am vizitat la Râmnicu Sărat pe domnul primar, apoi am luat legătura cu primarii în localitățile care sub o formă sau alta ar fi fost cumva afectați de modificările pe care le-am realizat, am avut sprijinul tuturor.
explicându-le unde trebuie să ajungem, care este tendința, pentru că dorim la Buzău, o să vă povestesc și ceea ce dorește domnul primar al municipiului Buzău să realizeze la nivel de municipiu, probabil că și la Râmnicu Sărat se va întâmpla la fel, nu aveam altă cale. Noi trebuie să dirijăm copiii noștri către calificări care sunt cerute pe piața muncii. Cum medie de admitere nu există să-i forțăm așa, îi direcționăm prin propuneri de plan de învățământ. Bun, cum arată acest plan de școlarizare pentru anul viitor, având în vedere toate cele spuse de dumneavoastră și aspectele, da, de care trebuie să se țină cont atunci când se întocmește acest plan de școlarizare? Da, în primul rând am pornit de la numărul de elevi pe care îi avem acum în clasa a 8-a. Elevi care vor, cât peste câteva luni, se vor înscrie în clasa 9. În acest moment avem 3950 de elevi. Asta înseamnă un număr de 141 de clase. Cumva numărul elevilor este același față de anul trecut. E aproape, da, diferență de 20-30 de elevi. Deci 141 de clase. Față de anul trecut, am urmărit a mări procentul pe învățământ profesional. Când spun învățământ profesional, mă refer la învățământ tehnologic, învățământ profesional și profesional dual. Mi-am stabilit țintă să creștem cu 5% față de anul trecut, am reușit 4,9%. Deci mi-am îndeplinit acest, să zicem, scop. Apoi, la liceu teoretic a scăzut procentul cu 5,5%. Bun. Doresc să... Da? Haideți să le luăm pe partea asta la teoretic, da? Să, da, înțeleg că se mai taie din clase. Asta de fapt a însemnat, a trebuit să mai tăiem din clase. Nu vă ascund însă cum ajungem noi la aceste clase și aici aș dori să explic. Conform metodologiei, fiecare unitate de învățământ vine cu o propunere, funcție de numărul de elevi pe care îi estimează ai avea în clasa a noua, funcție de resursele materiale, deci baza materială care o are unitate, funcție de personalul calificat pe care îl are. Atunci proiectează un număr de clase pe specializări, da? Domenii, calificări, specializări. Apoi noi am făcut sondaj, am rugat pe domnul director de la Câjiraie să ne facă un studiu. Din cei 3900 de elevi au fost intervievați 1740 de elevi și am dorit să vedem care sunt opțiunile lor. Interesant amănuntul ăsta. Da, da. O să fac public acest material. El a fost în urmă cu o săptămână finalizat, dar l-am folosit ca document de lucru, de aceea nu l-am, da, făcut public. Da, foarte important, pentru că, da, până la urmă, da, pentru lor, că, pentru că lor, da, ne adresăm. Vă spuneam că ca să putem ajunge să prezint un plan care să rămână în picioare, să nu mai suporte modificări ulterioare, mi-am stabilit de la început niște reguli, niște principii, nu am ținut cont de prietenii, de am aplicat aceeași unitate de măsură tuturor unităților de învățământ, poate de aceea și colegii au înțeles, bine, probabil că sub părări ori mai fi, dar nu am ajuns la discute. Poate că au fost obișnuiți altfel, cu altă abordare până acum. Da, nu știu, dar în momentul în care prezinți situația, când prezinți un sondaj, opțiunea elevului, părintelui, când trebuie să ajungem, prezentăm, nu avem o țintă la care noi, pe care noi trebuie să o atingem, să știți că au înțeles. Și lucrurile, zic eu, că s-au rezolvat în așa fel încât noi întotdeauna ne comparăm cu zona de dezvoltare sud-est, pentru că noi, când ne stabilim planul local de dezvoltare, de acțiune al învățământului, ne extragem din programul regional de dezvoltare. Și programul regional este întocmit de specialiști, ținând cont de dinamica forței de muncă existente și previzionate pe o perioadă de 10 ani. Da? Ei, atunci era firesc că eu trebuie să țin cont de aceste lucruri. Bun, și ce au răspuns elevii? Adică opțiunile lor? Păi, spre surprinderea noastră, plăcută sau neplăcută? Plăcut, că avem elevi care doresc învățământ profesional.
că colegii mei directori au propus clase care într-adevăr sunt solicitate, vor fi solicitate de elevi. Deci cumva pe mine acest material realizat de Câjâraie m-a ajutat mai mult ca să vin ca și argument că deciziile pe care le-am luat sunt cele corecte. În spatele acestui plan de școlarizare, exact, da, sunt motivații pertinente. Da? Sigur adică că ați venit cu o bază solidă de argumente. Bun. Și haideți să ne spuneți că anul trecut ne aducem aminte faptul că au existat foarte multe discuții chiar în privința celui mai important colegiu de la Buzău, cea mai importantă instituție de învățământ, Colegiul HD, acolo de unde s-a încercat tăierea unei clase, eliminarea unei clase, nu s-a reușit pentru că au fost reacții destul de puternice din zona aceea HD-ului. Ne reamintim și de Pătârlagele, la fel, acolo au existat reacții. S-a renunțat la aceste măsuri. Anul acesta, de unde se va tăia la teoretic? Deci vis-a-vis de situația de anul trecut creată, știți, eu sunt genul de om care îmi place să învăț din greșeli. Eu, dacă am reușit să realizez un plan care cumva mulțumește, spun eu în final, pe toată lumea, este pentru că am dorit să nu mai greșesc. De fapt, nu știu dacă a fost chiar o greșeală, dar mi-am dat seama că trebuie să studiez mult mai îndeaproape situația când iau o decizie. Și cum am procedat? Am luat, de pildă, bazinul pe Râmnicu Sărat. Am vrut să văd câți copii sunt în unități de învățământ care am eu certitudinea că vor merge în școlile din Râmnicu Sărat, câte vor merge pe zona aceea Pătârlagele Nehoiu, pentru că nu puteam să-mi permit să dimensionez planul în așa fel încât să rămână elevi care să facă navetă. Eu nu o să fiu niciodată de acord că printr-un plan de școlarizare greșit să oblig un elev să vină de la Nehoiu la Buzău sau de la Pătârlagele la Buzău. Revenind la colegiul HD-ul, eu întotdeauna am fost alături de acest liceu. Pentru mine personal, liceul este un brand. Eu întotdeauna am fost extrem de fericită când în toate sondajele, și nu sondaje, toate analizele pe care le-am făcut, am constatat că noi suntem pe primele locuri în țară datorită acestui liceu și nu vă mai ascund că și fiul meu a studiat acolo și am urmărit media de admitere. Dacă eu aș fi tăiat acum o clasă de la HD-ul pe ideea că într-adevăr populația școlară este în scădere, am analizat și am constatat că trebuie să ridicăm media foarte mult de admitere, ori nu mi se pare normal. Această întrebare mi-au pus-o și colegii de la liceele teoretice cu care eu am negociat, i-am rugat, am venit cu argumente. Prima întrebare, da, la HD-ul tăiem, și momentul în care le-am spus că nu-mi pot permite să ridicăm prin astfel de măsură, să o luăm, să ridicăm foarte mult media de admitere, nu e în ordine și că trebuie să ne bucurăm de realizările acestor elevi din liceul HD-ul. Au înțeles colegii, să știți. Și am tăiat la toate liceele, pentru că prin propunerile care le-au făcut directorii, în final eu trebuia să ajung la 141 de clase și am avut cu 19 clase mai mult. Țineți cont că eu am mai avut de recuperat și cele două clase care anul trecut au venit suplimentar. Ei, cu aceste argumente, colegii directori au înțeles și am reușit să... Și anul acesta așa arată, nu? Anul acesta, da, nu am adus la mine, nu știu dacă am la mine situația, dar toate liceele... Dar toate liceele au câte o clasă? O clasă sau poate chiar două tăiate în minus, numai că eu nu am impus... HD-ul? Nu, am spus cu excepția HD-ului și am venit și cu argumente. Eminescu? Eminescu o clasă și la Eminescu. La Eminescu, dacă rețin, doamna director a renunțat la clasa de mate fizică și la... Era singura? Da. Da, dar poate un an să aibă clasă, în anul următor da, nu. Da. Pentru că colegii trebuie să înțeleagă, 19 clase nu este puțin lucru. Sunt puține licee teoretice și vocaționale și sunt multe licee tehnologice pe care trebuie să le dezvoltăm. Doamnă, dar a zis și de acele procente, să revenim un pic la ele, 60 cu 40, da? În analiza și în tot ceea ce a rezultat ulterior acest plan de școlarizare,
ați fost nevoită să luați decizia de a tăia o clasă de teoretic sau per total, ca procent, doar ca să vă încadrați, ca așa zice ministerul, 60-40? Nu. Adică ministerul totuși, prin legea aia care a dat-o sau ce a dat ordin sau ce s-a întâmplat acolo, trebuie să țină cont de specificul fiecărui județ, fiecărei zone. Adică nu poți să zici o tai în care vine 60 cu 40, sub nicio formă. Nu, dar eu v-am spus care este tendința. Am sub înțeles. Nicio formă, și eu vă promit că le-am spus și colegilor mei că dacă la anul mă voi ocupa în continuare aceste, să zicem, măsuri dure pe care le-am luat anul acesta, la anul nu voi mai putea să le iau, pentru că eu oricum față de celelalte județe am mărit destul de mult procentul pentru învățământ profesional. Poate că cineva m-ar acuza, dar de ce la Buzău trebuie să ieșim noi în față cu astfel de măsuri usturătoare? De ce nu am lăsat procentul mai mic? Să vă spun din ce motiv. Eu fac parte din comisia de la nivelul primăriei de dezvoltare a strategiei municipiului Buzău. Și în această comisie noi am stabilit niște măsuri prin care să dezvoltăm municipiul Buzău, pornind de la educație. Nu o să putem vorbi de o economie solidă dacă noi nu avem o educație pe măsură. Solicitările anul acesta din partea agenților economici au fost extrem, extrem de mari, mult mai mari față de anul trecut, privind calificări în domeniul mecanic, v-am spus, electric, construcții. Trebuie să ținem cont că, de pildă, la construcții, Buzău este singurul județ care nu are liceu de construcții. Noi nu avem nici măcar un liceu în care să avem 3 clase de construcții. Deci, vedeți, eu trebuie să răspund acestor cerințe. Dar n-ai cum decât să te mulezi pe cerința pieței forței de muncă. Exact. Și ei vin într-o perioadă în care au tot strâns și au acceptat criza asta de personal. Bun. Eu am purtat o discuție cu domnul primar înainte, căci v-am spus, înainte de a trece la aceste măsuri, m-am asigurat că gândesc precum și... să zicem așa, comunitatea. Domnul primar m-a rugat să dezvolt foarte mult, să iau măsuri încât să dezvolt foarte mult învățământul profesional, profesional dual. După cum știți, la învățământul profesional dual avem 4,5 clase, 4 sunt pe municipiul Buzău, jumătate de clasă la Smeieni. Trebuie să dezvoltăm un învățământ în concordanță cu solicitările agenților economici. Da, și așa va arăta până la urmă planul de școlarizare pentru învățământ. Aș fi dorit să vă mai spun ceva. V-am spus că vin acum de la o întâlnire de la primărie și domnul primar ne solicita că pentru o bună pregătire a elevilor la învățământul profesional, și discutăm de profesional dual pentru că aici mai interesat este agentul economic, pentru că el finanțează această formă de învățământ, să creăm cumva un parteneriat între un reprezentant al agentului economic să lucreze cu elevul alături de profesorul de la școală. Și spuneam că pentru clasa de învățământ dual care o avem propusă, de fapt avem 2 clase, una la Henri Coandă și una la Colegiul Tehnic pe domeniul construcții, pentru Concasul de ani de zile solicită specialiști pe domeniul construcții, ne-am trezit că noi nu avem, învățământul buzoian nu are specialist în construcții, și atunci există noțiunea, legea ne permite, de profesor asociat, adică orele de instruire practică și chiar de instruire teoretică vor fi realizate de profesori asociați, adică ingineri din partea agenților economici. Bun, și aceasta este o noutate. Avem o primă intervenție telefonică în emisiune. Bună seara! Bună seara! Cu respect pentru dumneavoastră și pentru doamna inspector. Doamna inspector, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că acum 2 săptămâni aproximativ am fost practic nefericit să asist la o scenă creată de o doamnă profesoară din învățământul buzoian în magazinul Lidl Buzău. Toată lumea o cunoștea că este și casierele și agenții de pază că este profesoară. N-am știut nimeni să spună unde este.
și unde profesează ca profesor, dar doamna profesoară are tulburări foarte mari de comportament. Adică ce s-a întâmplat practic? Adică ce ați văzut? Un domn a rugat-o să nu... Dumnezeu, ce a făcut? A lăsat căriciorul în dreptul casei de marcat și făcea aprovizionarea și căra la căricior. Practic. Un domn care era în spate, i-a spus: doamnă, lăsați-mă să trec, că nu e bine ce faceți, țineți casa ocupată. Și atunci doamna a spus: eu sunt profesor, cum îți permiți dumneata, ești un nimic, ești un nimeni, un țăran, un... Deci, domnule, am înțeles. N-am fost eu în cauză. Dacă eram, nu se știe cum ieșea. Dar omul acela a fost un foarte blând pentru ceea ce a putut să-i spună doamna profesoară. Dacă doamna se manifestă tot la fel în clasă, este un pericol pentru elevii noștri, pentru copiii noștri. Nu pot să vă dau decât următoarele elemente de identificare. Da, nu, nici nu aș dori să ne dați la televizor elementele de identificare. Nu, eventual, mașina, nu. 30, nu este corect ce faceți dumneavoastră și nu-mi permite nici CNA-ul. Deci e vorba de o acuzație destul de gravă. Nu mă înțelegeți greșit că vă cenzurez. Eu dacă cum se numește doamna, veneam și făceam sesizare personală. Asta este cu se poate identifica într-adevăr, păi, dar haideți să nu facem încerc identificarea la televizor public, ci lăsați dumneavoastră numărul de telefon în regia de emisie și o să vă contactez eu. Da, am înțeles. Iar ulterior o să-i transmit doamnei general datele prin care poate fi identificată această doamnă. Să vedem, da, chiar vă rog. Că poate nu e profesoară, poate se crede profesoară. Nu, deci o cunoșteau, că a mai avut scene de genul ăsta și doamnele casiere și probabil că doamnele o cunoștea de la școala unde au copii. Eu am copii mari. Deci nu mai e cazul ca să mai învețe în liceele buzoiene. Am înțeles, dar, da. E foarte bine că ne sesizați, pentru că dacă într-adevăr este o doamnă profesor, ne putem pune cu toții un semn de întrebare, cum se comportă la catedră și așa mai departe. E bine că se ziza și spiritul ăsta civic întotdeauna îl laud, îl apreciez. Este nedemn pentru... Și e foarte bine că vă implicați. Pentru o doamnă, în special pentru o doamnă și mai ales pentru o doamnă profesor, să se manifeste sub asemenea formă. Mulțumim. Jignitor, josnic, domnule, ce să mai... Mulțumim. Nu închideți telefonul, rămâneți la telefon colegul meu de regia de emisie, o să vă ia numărul de telefon ca să vă contactez, așa cum v-am precizat, ca să identificăm, să putem identifica, iar doamna general sunt convins că se va interesa. Poate cine știe, inclusiv de la cei de la magazin. Da, este regretabil. Dacă încă o dată nu avem certitudinea că este profesor, că poate fi cineva, sigur, care se crede profesor și poate într-o tulburare din asta, da, că e profesor. Este regretabil și sper să nu aibă și la clasă o astfel de abordare. Noi, să știți că mai primim puține, ce e drept, dar mai primim sesizări și încercăm să facem analiză, să luăm măsuri. Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Deja am trecut de prima parte și n-am reușit să vorbim de toate cele planificate, cel puțin așa tacit. Revenim după pauza de publicitate, când continuăm să discutăm despre învățământul dual profesional și despre alte noutăți din educație, după cum spuneam, fiind început de an, să venim cu vești bune sau proaste, depinde din ce parte privim lucrurile. Revenim după pauza de publicitate.